Salutare lume, aici Mr. Cafican. Bine v-am găsit la un nou video pe Metin2ro. Suntem pe serverul Apollo, din ce motiv? Nu m-am mutat aici, nu am făcut nicio prostie sau ceva de genul ăsta, doar că am aici niște iteme și vreau să le dau pe serverul de Orion, adică serverul de Orion. Pe serverul Orion, dacă cineva joacă pe Apollo și sau nu știu cum e faza, dacă cineva avea un cont pe... În fine, deci dacă voi îmi dați iteme sau bani sau ce gândim noi, cum facem noi trade-ul acolo pe Orion, și eu vă dau aceste iteme. În primul rând, avem un scut plus 9 de level 1, adică na, aici nu știu exact cât costă sau așa, dar mă gândesc că o să vi le dau probabil mai ieftin sau vedem atunci, nu știu exact cum vom face. Avem acest scut, îi plus 0 numai că are imun la necunoștință, o perlă albă, acest tigru plus 9 cu 10 magie, 2 KPV, 10 vânturi, 10 fulgeri și protecție plus 3, această pătrușă ghimion, un KPV, 15 magie, 3 PM, 10 fulgeri și grabă plus 3. Și această armură de lican, 1,5, apărare de 2 mâini, rezistență foc. Deci dacă cineva joacă aici și are iteme și pe Orion și vrea să facă un schimb sau ceva, lăsați-mi în comentarii sau vedem noi cum o să facem. Haide că ne vedem pe Orion. Ei bine, suntem pe Orion, de data asta fără bufă. Deci stăm doar așa chillan pe aici și vedem ce facem, vă mai explic pe aici ce am mai făcut, ce n-am mai făcut. Bă că sunt pe aici persoane care încă mai joacă, este ora 11, 11 seara mă refer. Ce prim? Opa. Tu ești. Asta cred că e Răzvan. După... Sau? Rogor. Nu cred că e Răzvan. În fine, credeam că e Răzvan. Haideți să vă arăt ce mi-am luat nou, ce am mai făcut pe aici. Dinții, am dus 5 dinți, mi-au reușit. Am făcut M2 aura, aici nu mi-a reușit din păcate. Am făcut la pet level 23, oricum mai are foarte puțină viață, 16 ore. Asta înseamnă... O să fac niște, adică s-ar putea să pot să mai aștept, gen până vin de la școală mâine, ca să-i dau atunci un biscuite, pentru că am aici 2 biscuiți, probabil i-am arătat sau nu. Mi-a intrat și M2 pe șamancă. Și ce este cel mai important lucru, vedeți că nu mai am bani aici, adică mai am bani. Mi-am cumpărat ceva, mi-am cumpărat cărți nebunii, mai multe nebunii și mai am vreo 10 sau 15 milioane, ceva de genul ăsta, pe șamancă. Hai că mă duc până în deșert, așa, să mai bat un meci, mai vorbim una alta și o să vă explic imediat ce stă, cum stă faza pe aici, ce am mai făcut eu nou. Bun. Bun. Aici e un buff, deci dacă e un buff aici, înseamnă că unul sigur caută metine. Și nu este tocmai frumos ce-a făcut acest om dacă îl caută metine. Bun, să nu mai lungim, să nu mai frecăm, să nu mai nebunim. Bam! Avem acest FMS cu pacul pe medie 30, 10 orci, 4 diavol, 6 vampiri. Pietre plus 3 fatale și monștri, deci cam asta este noua achiziție. Să vă spun cum a fost faza. Eu am avut
Pe șaman că am avut un clopot de level 1 sau nu știu dacă a fost level 1 sau 5 sau nu știu exact de ce level îi. Parcă ăla e plus, sau nu știu, am avut un clopot plus 8 sau plus 9, ceva de genul ăsta, care nu cred că a avut un bonus sau, în fine, poate a avut ceva, dar mie îmi trebuia inteligență și am avut, oh, making fine, am avut schimbă pe ea, pe șamancă și am schimbat parcă de două ori sau ceva de genul ăsta și m-am gândit, mi-a intrat inteligență 12 și m-am gândit, bă, dacă tot mi-a intrat inteligență pe ăsta, pe nebunia asta din două din ăstea, hai să schimb și pe FMS, că na. Oricum aveam de gând să-mi iau altul, acum probabil este mai praf, nu știu, parcă are pagu medie, înainte avea 23, acum parcă are 17, are semi-om și nu mai știu ce mai are, probabil e mai scump sau nu știu, oricum o să-l vând pentru că mai am încă multe chestii de vândut. Și oricum FMS-ul ăsta, stați să vedem, nici n-am văzut exact cât damage dau. 700. Deci probabil e ok să spunem cât de cât. Oricum are orci și chestii de genul ăsta, deci pe mine mă ajută că bat mai mult aici la orci. Deci probabil asta este un lucru bun. Dar da, cam asta este ideea. Așa am hotărât eu să mi-au FMS-ul ăsta, deci nu mi se pare ceva foarte, foarte grav ce am făcut. Adică e mai ok față de altul pentru care și pietre, celălalt era bâtă rău, era ciob, era nebunie. Hai să vedem cartea abilității. Ok, trebuie să-i dau la maimuță mâncare. Ți mi-a picat foc repetat. Bă, o carte bună de când joc eu jocul ăsta trăși. Doamne ferește. Dacă îmi pică mie vreo carte bună, cum? Unde era însoțitorul? Știu că puteam să apăs și pe P, dar mi-o folene să mă duc până la tastatură să mă uit. Băi, eu zic să nu mă duc până încolo, să facem numai ruta asta, așa, stânga, dreapta, stânga, dreapta. Ce faci? Băi, bine, băi, mă joc. Da, așa să schimbăm aici un CH. Bun. Și nici nu știu ce să fac, să fac. Bă, ce fain aici. Unde? Prima deșert. Ok. Stai să luăm și panjul ăsta că mă cam enervește. Bun, gata. Hai să vedem dacă pică ceva interesant din piatra asta. Puteam să mă duc la meserie de 45, dar am zis că nu mai am chef să mă bag pe șaman, că este o oră și cam trezie și am zis că haide că fac repede un video. Cât mai apuc, să mă duc și eu frumos la culcare, nebunii, că mâine mă trezesc, adică mâine când e mâinele meu, nu știu când e mâinele vostru exact, dar mă trezesc la o oră mai de dimineață ca de obicei și trebuie să, bă, însoțitorul, am uitat să-l pun aici, ce zice mai des asta. Bun. 8,4 PV, bun. Trebuie să-mi cumpăr. Uite câte din astea mă-mi dă. E bine că îți dă armuri. Mă duc și până partea aia altă să văd dacă e ceva. Oricum probabil nu o să fie nimic, dar mă duc. De obicei aici sunt două metine, mai unul prin partea aia pe undeva, deci sunt destul, un ciob dragon. Am 4, da? Asta ar fi al 5-lea ciob. Nici o poțiune, nimic. Mulțumesc frumos. Da. Hai să-i dăm hrană la ăsta, că oricum mănâncă ăsta ca spartul. Deci nu știu sincer dacă se merită să ții un din ăsta, o maimuță din asta. Dar având în vedere că asta este cel mai bun pet pe care l-am eu,
cum o sunat asta, e cel mai bun pet pe care l-am, de parcă e pet de bere. În fine. Ok, hai să vedem. Bă, de obicei, cred că mergem doar acolo. Sau, bun, hai că schimbăm CH-ul pe 5 și vedem care-i șmecheria. Ok. Ăsta, petul ăsta, cum îl creșteam? Mă refer nu în level, că în level știu și eu. Mă refer mai mare, să fie că am văzut pe cineva că l-avea mai mare. Cine era mai gras, așa, mai făcut, mai musculos un pic. Și cred că am, adică se fac cu cărțile alea însoțitor sau nu mai știu cum. Adică nu le prea am cu chestiile astea noi implementate de Gameforge, doar că hai să vedem aici dacă avem ceva metin. Nu, se merge să mă duc până în partea aia, alta e că mă duc. Punem nebunia asta de viteză, băgăm o poțiune frumos, ne mișcăm puțin mai repejor. Am bătut și metine de 45 fără buff. Am vrut să văd exact cum decurge situația, dacă merge, dacă reușesc. Merge destul de bine până la un punct când vineau tâlharii de deșert sau ăștia gen, de acest bab beduin. Erau tâlharii de deșert, atunci era o fază din asta mai critică un pic. Bun, mai schimbăm un singur CH. O marmură? Ai o marmură? Am, dar nu-ți dau. Sau nu știu dacă mai am. Opa, n-ai să mențin, nu prea. Așa îi zicem așa, frumos, că n-avem. Dar nici nu știu sincer dacă am. Și dacă aș avea un șun. Dar nici nu pot să o. Adică, ba da, poți. Când dai el itemul, de exemplu, dacă aș fi avut. Și eu bag, eu dau bână. Ok. Dimensiunea asta sper să pice un SS, o piatra spiritului. Nu știu de ce m-ar bucura pe mine chiar așa de mult dacă mi-ar pica una. Doar așa să o văd și eu. Nu mai îmi da stun. Plus, I beg fene. Nu mai îmi da stun. Coadă de scorpion. Eu toate astea cam am acolo gen, le pun în depozit sau ceva de genul ăsta și cine știe când îți trebuie așa ceva. Cioburi am vreo 6 din câte amulete de aur cu plus. Știu că era scumpa aia fără plus din o violetă, bun. Evantai, dacă ar fi avut și vreo 20 inteligență, nu are. Ok, pet o să mănânce bine astăzi. Grabe plus 1, carte abilitățile lucrare roșie. Ăsta îl pun aici, să-i dau la pet. Graba o pun aici, că întrebă pentru dacă mai fac ce mi-a picat. Bine, bine când. Deci o carte bună de când îs, o carte să o vând și eu. Nu mi-a picat. Una, mă, una acolo, gen, să fie și. Bine, mi-a picat gen cărți din astea, dar nu le vând la 100 ca, că nu. Nu că nu mă înju că am eu tupeu sau fițe sau figuri sau din astea, dar bat multe metine așa pe zi, zilnic și. Adică bine, pot să le pun pe șamancă, de exemplu, sau ceva de genul ăsta, doar că
Nu fac eu un shop cu cărți. De obicei fac shop cu cu finisaje și cu alte nebunii. Hai să vedem aici dacă se mai află încă un metine. Știu că mai de mult vineam pe aici foarte, foarte des când am avut level, adică când jucam pe Cordelus, dar de când joc pe ăsta, probabil, cred că este a treia oară când vine în deșert, pentru că, nu știu, nu văd că găsești de obicei cam un metin, două pe CH și te plimbi foarte mult după un metin și nu se prea merită chiar așa. Dacă nu mai găsesc niciunul, cam asta cred că ar fi. Oricum, cred că atât a fost în acest episod. Stați totuși să donez și la breaslă. Nu știu dacă o să fac level la un moment dat sau ceva, dar totuși să fie acolo. Deci dacă aveți nevoie de acele iteme de pe contul de pe Apollo, lăsați-mi un comentariu gen cu numele vostru din joc sau ceva de genul ăsta. O să vorbim noi în joc, o să ne înțelegem ce primesc, ce vă dau, ce din astea, sau probabil că vă trebuie doar un item de acolo, nu vă trebuie toate itemele. Și cam da, bun. Cam asta a fost, eu am fost Coffee și ne revedem data viitoare. Pa, pa!